Stimați telespectatori, ne bucurăm să ne regăsim. Abordăm una dintre cele mai importante probleme care pot fi abordate, și anume problematica credinței, cum poate omul să creadă. Am prezentat într-o emisiune precedentă, într-un episod al emisiunii Răspunsuri pentru Viață precedent, uh, tematica aceasta. Deci am răspuns la două întrebări. De fapt, de ce a ales Dumnezeu credința ca mijloc de mântuire și apoi cum trebuie să mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu pentru a dobândi credință. Pentru că credința nu o moștenim, credința nu vine din aer, credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu și am dat un citat din Proverbe, pentru cei care n-ați urmărit episodul anterior, îl voi reciti aici, din Proverbe, capitolul 4, versetul 20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul sau în adâncul inimii tale, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Repet, Proverbe 4, 20 la 22. De ce am revenit? Pentru că, de fapt, între Cuvântul lui Dumnezeu și credință există genul de relație de la cauză la efect. Nu putem să avem credința ca efect dacă nu tratăm cum se cuvine Cuvântului Dumnezeu. Făcând un pas mai departe, să observăm că pentru Cuvântul lui Dumnezeu există în limba greacă doi termeni, logos și rema. O paranteză. Știu că ceea ce voi prezenta în continuare pare puțin dificil, dar vor fi, sigur, telespectatori și sper să fie cât mai mulți, dacă nu toți, care să fie interesați și de aceste subtilități, să le zic așa, teologice, care nu sunt gratuite, ci sunt extrem de importante și uh, sunt aducătoare de beneficii spirituale, dacă le înțelegem. Uneori, acești termeni, Logos și Rema, sunt sinonimi, dar de cele mai multe ori fiecare și are sensul propriu, diferit de al celuilalt termen sensul de plin pentru logos se extinde dincolo de ceea ce este vorbit sau scris. Un vestit lexicon grec definește termenul logos ca fiind puterea minții care se manifestă prin vorbire, prin rațiune. Încheia citatul. În acest înțeles, logos este cuvântul lui Dumnezeu cel imuabil și veșnic, este sfatul divin stabilit din veșnicie și pentru veșnicie, așa cum se arată în Psalmul 119, versetul 89, citat, Cuvântul tău, logosul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri, încheia citatul. Este vorba de acel cuvânt transcendent, detașat și departe de om, la care omul, chiar dacă l-ar avea sub priviri, îi se pare atât de abstract și de ermetic, încât nu are posibilitatea să-l înțeleagă și să-l ia pentru sine. Termenul rema, în schimb, Derivă dintr-un verb care înseamnă a vorbi și denotă concret un cuvânt care este rostit, cu localizare în timp și în spațiu. Deci, rema este cuvântul divin, logosul care prin rostire ajunge la om. Cât de bucuroși ar trebui să fim pentru faptul că mesajul, logosul divin, are și această valență de a putea fi compatibil cu percepția umană. Scritorul creștin Derek Prince face legătura logică între Logos și Rema, cei doi termeni pentru Cuvântul lui Dumnezeu, afirmând cu atâta claritate și frumusețe. Un citat, ceva mai lung, care necesită o, o meditație mai profundă. Rema ia eternul Logos și îl injectează în timp. Rema ia cerescul Logos și îl aduce pe pământ. Rema ia potențialul Logos și îl actualizează. Rema ia generalul Logos și îl concretizează. Rema ia o porțiune din totalul Logos și îl prezintă într-o formă pe care să o putem asimila. Încheiat citatul. Aici se regăsește o parte din taina credinței. Să nu ne limităm, deci, la a ajunge și a avea parte doar de un cuvânt divin, informație, ci prin potențarea și actualizarea asigurată de Duhul lui Dumnezeu, acel cuvânt informație să devină cuvânt viu, acel logo să devină rema, aducător de credință, viață și de transformări și realizări spirituale. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Așadar, răspunsul la întrebarea cum vine credința, cum pot crede într-un sens biblic, a fost rezumat de Sfântul Apostol Pavel în roman 10 cu 17, când el a afirmat, citat, Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Încheia citatul. Omul interesat în a avea credința biblică va trebui să știe și să fie convins că aceasta vine prin auzirea cuvintelor divine, prin recepționarea unui mesaj viu venit de la Isus Hristos. Mântuitorul însuși, când a fost ispitit de diavolul în pustie, a spus, citat din Matei 4 cu 4, omul nu va trăi numai cu pâine, și cu orice cuvânt, și aici este folosit termenul rema, în limba greacă, cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, încheiat citatul. Avem aici o informație extrem de importantă, deoarece Mântuitorul clarifică statutul ontologic, existențial, fundamental al omului și diferența esențială dintre om și orice altă viețuitoare de pe pământ. Pentru om, nu nevoia biologică este primordială, ci nevoia spirituală, relația cu Dumnezeu. În timp ce toate viețuitoarele de pe pământ au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu, singur omul a fost creat nu prin, ci pentru cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt trebuie să fie însă perceput, auzit la nivelul spiritului omenesc și nu doar la nivelul organului auditiv. Cuvântul cel veșnic, logosul, descoperit în Hristos Isus, zugrăvit pe paginile Sfintelor Scripturi, trebuie să fie actualizat și concretizat prin Duhul lui Dumnezeu. Doar acest rema, cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, pus în legătură cu timpul și experiența umană, naște credința. Și aici facem o mică paranteză. În grecește, om este antropos. Așadar, când Domnul Iisus a spus că adevăratul om se hrănește cu Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, însemnează omul privitor în sus, nu orice om caută relația pe verticală, dar adevăratul om, așa cum l-a conceput Dumnezeu, adevăratul antropos privitor în sus, va căuta comunicarea cu Dumnezeu. Atunci când condițiile sunt îndeplinite, așa cum am menționat atunci când am analizat modul de raportare corectă la Cuvântul lui Dumnezeu, vă amintiți se proverbe 4, 20 la 22, deci când omul respectă ceea ce spune, între altele, în acest mic pasaj, poate beneficia de pâinea cea de toate zilele, pâinea spirituală cu care să își păstreze existența spirituală, existența uh, în raport cu Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Credința este, deci, climatul în care se naște și crește viața cea nouă, neprihănită și fericită, care vine din Hristos în sufletul omului. În lumea de acum, creștinul nu poate trăi decât prin credință, Nicolae Moldoveanu, cel despre care am amintit și în episodul trecut, a scris nenumărate cărți, printre care această carte Comori de Dicționar de înțelepciune patristică, Cugetări din vechi scritori creștini. Acest bărbat, pe când trăia sigur, a, dat următoare, a făcut următoarea afirmație. Credința este un fel de seră cerească adusă de Harul lui Dumnezeu aici pe pământ pentru ca planta vieții de neprihănire să poată crește și rodi. În clima aspra fără de legilor și a rațiunii alterate de păcat, nu se poate trăi adevărul dumnezeiesc decât rămânând în sera credinței, încheiat citatul. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem acest lucru. Pentru că în absența credinței, care e ancorată în promisiunile divine, Duhul credinciosului este într-un mare pericol riscând să fie asimilat de Duhul, de Spiritul lumii acesteia. La Isaia 55, versetele 3 la 15, ne este prezentat modul în care lucrează Dumnezeu prin cuvântul său, Logosul Cel Ceresc, care prin rostire ajunge accesibil omului. Vom avea un citat mai amplu, sper să fie binefăcător sufletelor noastre și să-l revedem citindu-l din propriile noastre Biblii. Căci gândurile mele, spune Dumnezeu, nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorcă înapoi, ci udă pământul și îl fac să o drăslească pentru a da sămânță semănătorului și pâine cerului ce, mă ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele, încheiat, încheiat citatul. Să remarcăm aici minunata paralelă dintre modul cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu în Sufletul și Duhul Omului, cu modul în care apa și zăpada operează în natură. Dumnezeu, în mare generozitate. După cum trimite ploaia pe pământ, își trimite și cuvântul său, într-o formă sau alta, a responsabilitatea omului fiind de a dori și a primi acest cuvânt, de a-i acorda atenția cuvenită și de a stărui în căutarea lui spirituală. În Cartea lui Iov, capitolul 33, versetul 14, se spune, Dumnezeu vorbește într-un fel, când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama, fie ca noi să luăm seama. Să mai observăm în Isaia 55 și utilizarea expresiei cuvântul meu care iese din gura mea. Întâlnim, deci, acel termen rema, acel cuvânt viu de care avem atâta nevoie, termen folosit și de Domnul Isus în riposta dată diavolului în pustie, când a spus cu orice rema, cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Este adevărat că unii oameni invocă incapacitatea lor de a crede. Credem însă că realitatea este alta. Dumnezeu ne-a creat pe toți oamenii tocmai cu o mare capacitate și necesitate de a ne exercita credința. Și fiecare om o și face. Eu când m-am așezat pe acest scaun, în acest studio, am avut credința că mă susține acest scaun. Altfel începeam să fac măsurători dacă, de rezistență, nu-i așa? N-am putea trăi în fapt fără exercitarea credinței, în sensul ei larg. Ceea ce face diferența între o credință și alta este obiectul credinței noastre lucrurile materiale, omul, muritor sau Dumnezeu și cuvântul său. Când ne așezăm pe un scaun, după cum spuneam, când ne urcăm într-un tren sau ne îmbarcăm într-un avion, noi ne exercităm, de fapt, credința. Origen a afirmat în acest sens, citat, dacă în lucrurile omenești nimic nu se face fără credință, cu atât mai mult este necesară credința în lumea lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Și tot acest bărbat spune retoric sau întreabă retoric cine navighează, cine se însoară, cine are grijă de copiii săi, cine seamănă pământul fără a avea credință în succesul acțiunii sale. Încheia citatul. Răspunsul este nimeni, evident. De fapt, mulți oameni cred cu prea multă ușurință lucruri mult mai dificil de crezut decât cele implicate de creștinism, cum ar fi teoria evoluționistă, care necesită, de fapt, mult mai multă credință decât creaționismul. Fenomenul ozeneurilor, horoscoapele, magia albă și atâtea altele. De ce, în astfel de cazuri, argumentele raționale nu mai constituie un impediment? Un răspuns cinstit, credem că l-a dat un japonez idolatru care și-a justificat respingerea lui Iisus Hristos spunând, citat, eu rămân cu zeul sau Dumnezeul meu pentru că el mă lasă să fac ceea ce îmi place. Încheia citatul. Și aceasta, acesta este adevărul de multe ori: respingem sau creștinismul este respins în favoarea altor variante de ideologii sau de lipsă de ideologii pentru că omul nu vrea, pentru, pentru că omul vrea să-și urmeze poftele. Credința biblică înseamnă o relație de încredere și de ascultare față de Dumnezeu. Și aceasta incomodează. Incomodează pentru că trebuie plătit un preț care constă între altele în renunțarea la eul propriu, la plăcerile de o clipă ale păcatului, implică acceptarea pagiocurilor, a disprețului celor mai mulți și acest preț nu este dispus cine să-l plătească. Din nefericire. Noi suntem dispușoare. Ne propunem așadar să investigăm și alte aspecte ale credinței, ce este credința, apoi cum se manifestă credința, ne propunem să abordăm în mod special uh, capitolul 11 din Evrei și să învățăm de la marii eroi ai credinței. Dar să revenim. Micul dicționar enciclopedic definește cuvântul credință după cum urmează. 1. Faptul de a crede în adevărul unui lucru. 2. Ceea ce crede cineva. Deci a crede înseamnă a crede, nu? 3. Fidelitate, devotament, statornicie față de cineva sau de ceva. Și 4. Convingere, certitudine, părere, opinie, idee, crez. Și în sfârșit 5. Speranță. Deci iată că, într-un anumit sens, credința în sensul laic, să spun așa, este identificată cu speranța, ceea ce nu e tocmai corect. Așa cum se poate observa și din enumerarea anterioară, termenul credință are sensuri și conotații uzuale, unele chiar contradictorii și denaturate față de sensul biblic original. S-a ajuns astfel la întrebuințarea ale cuvântului credință într-un sens cu totul contrar sensului propriu real, mai mult, anumite ideologii au creat și au alimentat cu premeditare unele confuzii și înțelegeri greșite cu privire la ceea ce semnifică termenul credință și aceasta au făcut-o din interes propagandistic. Astfel, s-a transmis ideea sau s-a încercat inocularea ideii care exista o contradicție ireductibilă între știință și credință, respectiv între credință și rațiune. Prin aceasta s-a insinuat că actul credinței ar fi neștiințific, irațional și anticultural. Și evident, tot așa, neștiințific, irațional și anticultural sunt și cei care mai au credință. Voi relata aici un mic episod din perioada când lucram ca economist la combinatul Chimica Zomurești din Târgu Mureș. Era încă în plină epocă comunistă. Un inginer șef m-a abordat într-o manieră de superioritate și dispreț, <coughs> spunându-mi, Ia spune tovarășe Berghianu, tu încă mai crezi în Dumnezeu? Evident i-am răspuns eu, cred. Păi cum se poate așa ceva? Cum se împacă formația ta de intelectual cu credința în Dumnezeu? Cum se poate împăca la tine știința cu credința? I-am replicat, simplu de tot. Știința se ocupă de creație, iar credința se ocupă de creator. Nu e vorba de nicio incompatibilitate, ci doar de o complementaritate. La acest răspuns ferm al meu, tovarășul inginer, șef, a rostit niște cuvinte cu privire la care era cât pe ce să mă întreb și să-l întreb la rândul meu, cum se împacă formația dumneavoastră de intelectual, domnule inginer, cu expresii de acest gen. Dar, sigur, nu am uh, protestat în acest fel. Așadar, dintr-un început, ne exprimăm speranța că un observator atent și în deplină cunoștință de cauză va putea constata că între știință și rațiune, pe de o parte, și pe de altă parte credință, nu este vorba de incompatibilitate, ci este vorba de complementaritate. Credința are de-a face prin excelență cu creatorul Universului, în timp ce știința investigează, studiază și încearcă să explice creația. Credința biblică operează cu lucruri care depășesc senzorialul, în timp ce știința este tributară criteriului de verificare prin simțuri. Este adevărat că actul credinței, așa cum vom vedea mai târziu, presupune o anumită contradicție. Dar aceasta nu este în raport cu știința și cu rațiunea, ci în raport cu vederea, cu sensorialul. Apostolul Pavel spune la 2 Corinteni 5 cu 7, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Aici este conflictul. De altfel, trebuie să mai menționăm credința, speranța și dragostea. Sunt trei categorii distincte de învățătură creștină care se găsesc în aproape toate epistolele Noului Testament. Acestea trei formează împreună sistemul principiilor de bază pentru funcționarea și evaluarea vieții creștine normale. După cum capitolul 13 din 1 Corinteni este, putem spune, o sinfonie a Spiritului Sfânt, având ca temă dragostea, capitolul 11 din Evrei, de care ne vom ocupa, așa cum spuneam, ceva mai mult în cele ce urmează, poate fi denumit o sinfonie a Duhului Sfânt cu tema credința. Și în chiar primul verset din Evrei 11 întâlnim ceea ce putem numi sau poate fi numit o definiție a credinței. Aceasta este citat, traducerea Cornilescu din Evrei 11 cu 1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd încheiat citatul. Acest verset, după cum spuneam, cuprinde, nu știu dacă este tocmai o definiție a credinței, dar o, o tratare a, a ceea ce presupune credința, a ceea ce este credința. Este singura de acest gen în Sfânta Scriptură. Din acest motiv ne și propunem să ne oprim puțin asupra acestui verset, prezentându-l din mai multe traduceri, atât din română cât și din limba engleză, pentru o cât mai bună înțelegere a textului biblic. Astfel, în limba română, versetul este tradus în mai multe feluri după cum urmează. Conform Bibliei de la Iași, 1874, credința este, citat, adevărul celor nădăjduite în vederare a lucrurilor nevăzute, încheia citatul conform traducerii în limba română cunoscută ca fiind de la Roma din anul 1967, credința este definită ca fiind, citat, temelia lucrurilor nădăjduite, dovada a lucrurilor care nu se văd. În ediția Sfântului Sinod, 1968, termenul credință este definit ca fiind încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute. Și în sfârșit, conform traducerii Emil Pascal, Paris, 1992, Credința este prezentată ca fiind, citat, temeiul celor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute, încheiat citatul. Pentru comparație și edificare, prezentăm, așa cum spuneam, și e, două traduceri din versiune englezești. În King James, credința este substanța lucrurilor sperate, evidența lucrurilor nevăzute, iar în A. Murray și Erasmus de Rotterdam, credința este prezentată a fi substanța lucrurilor sperate, dovada lucrurilor care nu se văd în chiar citatul. Concluzionând la toate traducerile menționate anterior și din limba română și din limba engleză, putem afirma că textul analizat în original, așa cum rezultă din aceste traduceri, evidențiază două lucruri deosebit de importante cu privire la credință. 1. Credința este substanța lucrurilor sperate. Deci credința biblică este atât de reală încât este numită substanță, în grecește hypostasis. Este interesant să aprofundăm puțin acest termen. Dicționarul limbii române moderne definește termenul substanță ca fiind materie, esență sau în al treilea rând, baza invariabilă a tot ce există. Ori, aplicând. Această ultimă aplicare a cuvântului substanță la textul nostru din Evrei 11:1 putem spune credința este baza invariabilă a lucrurilor nădăjduite. Cu alte cuvinte, credința este o realitate spirituală care stă la baza altor realități spirituale printre care speranța. Credința este temelia, substanța pusă de Dumnezeu un om pentru a putea accede prin ea la lucruri intangibile pe care senzoriala, prin intermedierea celor cinci simțuri. Așadar, căința este una dintre marile realități ale Universului prin care respirăm parfumul veșniciei încă de pe acest pământ din viața trecătoare a trupului. Fie să ne deschidem plămânii spiritual cât mai larg cu putință pentru a putea respira și parfumul, dar și perspectiva și grandoarea împărăției lui Dumnezeu și mireasma celui cu care avem a face. În al doilea rând, al doilea lucru pe care îl putem desprinde din traducerea primului verset din Cartea Evrei este faptul că credința este o puternică încredințare, convingere sau dovadă despre lucrurile care nu se văd, în oricare dintre traduceri, ideea principală a versetului este că credința are de a face cu lucruri nevăzute, cu invizibilul. Între trăirea prin credință și trăirea prin vedere există o continuă stare de tensiune și de bătălie. Firea noastră se simte acasă în lumea simțurilor și cere să vadă, să audă, să pipăie. Aici avem acea contradicție și incompatibilitate despre care vorbeam cea dintre credință și vedere, dintre credință și zorial, nu dintre credință și știință sau rațiune. Credinciosul adevărat trebuie să aibă și să cultive firea cea nouă care este la ea acasă într-un cu totul alt sistem de referință și ne vrei 11 cu trei se arată care este acest sistem de referință. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Să ne oprim puțin să observăm cât de minunat se afirmă aici adevărul științific, descoperit mult mai târziu, privitor la structura moleculară invizibilă a lumii materiale, la faptul că tot ceea ce se vede este alcătuit din lucruri invizibile, molecule, atomi și părțile constitutive ale acestora. Este Biblia neștiințifică? Nici de cum! Sunt atât de multe afirmații științifice în Biblie care este adevărat, se ocupă cu prioritate de universul credinței, dar atunci când vorbește despre universul material, este științific în tot ce spune. Spre exemplu, Biblia afirmă pământul este rotund când se credea că e altfel și stă spânzurat pe nimic când se credea cu totul altfel. Aerul are greutate, stelele nu pot fi numărate, există un circuit al apei în natură, există o anumită genetică davidică, cum se mai spune, a modului în care omul a fost plămădit, pruncul a fost plămădit în pântecele maicii sale și multe altele. Să observăm, deci, că în timp ce simțurile noastre ne pun în legătură cu lumea vizibilă, credința acesta al șaselea simț ne duce dincolo de vizibil la realitatea de bază a lucrurilor prin care s-a format tot Universul, adică la cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a spus că în pământul nu va mai fi pe orbită, eu voi avea pe ce să stau, eu voi sta pe cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, fie să luăm ca ancoră de neclintit cuvântul lui Dumnezeu, și luându ca substanță, ca fundament al vieții noastre, din uh, acest cuvânt va izvoră credința și credința ne va duce mântuirea și tot ceea ce avem trebuință pe tărâm spiritual. Dumnezeu să ne binecuvinteze!